Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod pe Petren. Sunt Laura Vieru și vă invit să fiți alături de noi și de această dată să ne ascultați, dar să ne și urmăriți. Lângă mine o am invitată pe Silvia Fechete. Este primarul Comunei Otelec. Bună seara și îți mulțumesc că ai, fost, că ai ajuns la noi în studio. Bună seara, mulțumesc de invitație, o plăcere să am uh, o discuție cu tine oricând. Să știi că am avut o mare curiozitate cum este să fii uh, femeie primar, dar până acolo ajungem imediat, să ne povestești puțin din copilăria ta. Cum ca, Știu că ai fost jurnalist la un moment dat. Așa, zi. -mi. Asta e meseria de bază și știi bine că asta odată intrată în sânge, nu mai nu pleacă mai. de acolo, așa că veșnic jurnalist și uneori chiar cu dor de uh, presa, care să făcea... Sigur, ai prins și tu perioada. ne am prins chiar finalul din perioada bună a presei. <coughs> sau cea mai bună, Pă păcate, da. Uh, mi-e dor de jurnalism, mi-e dor de uh, practica pe care o făceam în facultate. Dacă ți minte, am început la Radio Complex, a fost. Uh, și o experiență. Țin minte că Nu aveam nici salarii, nu aveam no, nici bani, noi lucram așa din. Din, din, pasiune, din pasiune și din dorință, exact, exact. pentru că de aici, dacă tot mă întreb cum a fost în copilărie, ți minte că în momentul în care am terminat liceul și urma să merg pe un drum în viață, că da, la facultate, decizi cam ce vrei să faci, am întrebat-o pe mama mea. Unde să mă duc? Aveam două opțiuni: pe partea de economie, intrasem și la facultatea de. sau la jurnalism. Și mama, în simplitatea ei, femeie de la țară, da, a zis: Du-te unde crezi tu că o să-ți placă ție mai mult. Ce frumos! Și am ales jurnalismul, și bine am făcut, nu regret. A fost chiar o perioadă extraordinară, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele de uh, din partea școlii, ca să zic așa. Mulți preferă liceul sau perioada liceului. Eu în facultate am simțit că m-am format ca om mai mult decât oricând. Și părinții te-au susținut în tot da, ce? Da, 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 da. Părinții mă susțin în orice, în toate intențiile mele bune, ca să zic așa. Până la urmă era un drum în viață pe care l-am ales și da, ei au fost întotdeauna mândri. Pentru că și au, pe de-o parte, crescută la țară cu principii mai învechite, ca să zic așa, am avut întotdeauna cumva grija aceea să nu fac părinții de rușine. Știi, cred că asta era noi plecând de la țară. Aveam și măsuri de conștiință în cazul în care, crescuți, nu știu, dar... cu niște valori, cumva. Exact. Bă, mergeam la oraș, nu la 14 ani, acum probabil că lucrurile se întâmplă altfel, dar atunci plecatul de la țară la oraș era wow, ce o să facem noi când am ajuns în internat că am stat în primele luni în internat în prima noapte am plâns non-stop Mi se stai, părea. Stai, 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 stai. dar cum ai ajuns acolo? păi, după așa. ce am terminat clasa școala generală așa. la Johannesfeld da. am venit la liceu în Timișoara, nu? Bun. și venind la liceu plecam duminică seara de acasă și ne întorceam vineri după ce terminam școala și Bun. pentru noi era ceva veneam la timișoara. Și cum, ai, cum erai tu? Cum ai, cum ai fost tu ca un copil? Ai fost mai rebelă sau mai cu minte? Sau... Vrei să fiu sinceră? Te să rog. spun că atunci când eram chiar mică, luam bătaie în fiecare zi, deși nu Nu, da, 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 da. Deși pare o fire foarte calmă. Da, azi. sunt astăzi. Pentru că am luat bătaie când eram mică. <laughs> da, mama mă avea grijă să mă... nu stăteam la pieptănat. Aveam părul foarte lung și des și mereu mergeam la grădii sau la școală și mă împletea codițe și nu stăteam. Și atunci cumva mă mai trăgea de urechi, mă mai, știi, da, părinții, nu? N-au întotdeauna răbdare. Uh, cred că am fost puțin mai, n-am fost foarte cu minte ca și copil, dar nici foarte rău, n-am făcut boacă mari sau prostii. Nu ai făcut și care e cea mai mare prostie pe care ai făcut-o și care ți-aduce aminte tu? <laughs> nu, dar uite, pot să spun o chestie care îmi vine în minte și îmi place să o povestesc. Că venind de la sat la oraș, da. nu, uh, aveam 15 ani, cred, pe atunci, și mă tot gândeam ce să fac și eu, că eram deja fete, adolescente, un pic mai rebele și voiam să bifez și eu o chestie adolescentină mai uh, rebelă. Și prima chestie pe care am făcut-o în Timișoara, ne la locul ei, ca să zic așa, a fost să merg fără bilet, cu da. uh, tramvaiul. Și eu deja mă vindeam. <laughs> și am simțit atunci o adrenalină. dați seama, am, am făcut și eu o chestie pe atunci. da, Deci am mers uh, fără bilet. Asta a fost cea asta, mai... Asta, Acum prostiile mari nu ți le spun. <laughs> <laughs> nu le putem spune public. Bun, ai ajuns uh, la facultate. Da, la jurnalism. La jurnalism. La vet, la jurnalism. Cum a fost uh, mai departe? Unde te-ai dus mai departe? Unde ți-ai făcut practica? Unde te-ai dus să Păi să am lucrezi? început așa, cu uh, Radio Complex, unde a fost chiar senzațional. Îmi uh, pare rău că uiteam și emisiuni scurte din perioada aceea, înregistrări. Apoi am urmat, uh, chiar răspund te spun, pe, da? Da, Tele Europa da. Nova, exact, Analog, exact. Re televiziunile regionale de atunci, da unde... Și cum spuneai, adică nu am mers pe bani, până am fost plătită primul meu salariu, ca să zic așa, a fost de 300 și ceva de lei la Analog TV, în momentul în care am luat primii bani câștigați, făcând știri și chiar eram tot timpul ca asta, povesteam, întotdeauna picam pe politic și mie nu-mi plăcea politicul, uram atunci. Nu cred. Da. Mă trimiteau la uh, conferințele de presă ale PNCCD-ului, eram pe vremea aia. adică oameni, da. Mai vechi <laughs> sau cu experiență. Nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea și uite că am ajuns să, să fac asta. Și în momentul în care ești jurnalist, întotdeauna spui sau spui. Aveam acea dorință de a rămâne veșnic imparțiali. Acum, nu aici, știu. Am vrut să, aici am vrut uh, nu să. Nu știu dacă mai există astăzi sădită în uh, jurnaliștii noi formați, ca să zic așa, mai ales că trusturile sunt cum sunt și cred că de asta sunt apreciate mult mai mult podcast, uh, chesturile, pentru că poți să vorbești liber, uh, nu este o televiziune de o parte sau de alta. Exact. A, dar era și imparțial, eram și imparțial, eram și um, cumva toate știrile voiam să fie toate mai exclusive, știi? Nu trebuia să... Era goana asta după... Informație. După da. informația aia, dar care o ai doar tu, nu? Da. A, așa a. cum este astăzi, să, să se dea de la unii la alții și să facă un fel de... Am avut și norocul de a întâlni oameni care chiar au făcut presă la vreme și reportaje, cum se făceau pe vremuri și povesteau din cât de mult se muncea la un reportaj sau la găsi o știre și să o redai așa cum e ea adică cu adevărat a fost o perioadă, mi-e dor de acea perioadă eu și acum mai cumpăr reviste și le miros sau cărți, pentru că îmi place Crede. mirosul de carte, de foaie de tipăritură, de ziar Dar, Dar îi acum mele... reușești? Mai reușesc. Reușești să scrii, reușești să citești, reușești uh, să le... Mai puțin citesc acum. Am avut o perioadă în care am scris, dar nu mai... Administrația mi ocupă tot timpul, așa încep noi și acolo. Uh, dar astea rămân în suflet, cumva. Mi-e dor de ele. Mi-e foarte dor de ele. Ai lăsat administrația pentru... Nu. Nu? nu. Dacă mă întrebi pentru uh, carte sau... Pe nu, pentru un teren, pentru a merge pe teren, a face știri. Da, asta fac pe... Orice... Știi care e, cred că unde se găsesc uh, părțile comune? Faptul că în fiecare zi faci ceva nou în administrație, ești pe teren non-stop, ești, ești în contact oameni. cu oamenii, da. Da, și atunci ai informații și știri, atât de multe <laughs> știri, ca să le numesc așa, încât uneori nici nu mai vreau să le aud, din toate părțile. Deci... Uh, Iubesc și ce fac acum, n-aș putea să spun că nu. Cu părțile bune, părțile rele, ce sau mai puțin cu, bune. Ce ai făcut cu primul salariu pe care l-ai câștigat tu din uh, presă? Mm, nu mai țin minte, nu știu, sincer, chiar nu-mi aduc aminte, dar îmi aduc aminte de o altă povestiuar. Uh, apropo de scris, la un moment dat am cochetat cu poezia și am fost publicată într-o revista Uniunii Scritorilor. Uh, și am câștigat de fapt un concurs, Panai Cerna, este un concurs cu tradiție, cei care ne urmăresc știu, um, și am câștigat acolo 300 și ceva de lei, uh, bani pe care cu o zi sau două înainte îi pierdusem, furase cineva portofelul, poșeta păi cu banii, da, și îi pierdusem. <laughs> Și imediat uh, am câștigat acel concurs, și dorința mea a fost să-mi am un fotoliu pe care să pot să citesc uh, revistele și cărțile pe care mi le achiziționam. După o bună perioadă, când am mai crescut și am avut un salariu zi de uh, lună de lună, um, aveam o, un obicei de a-mi cumpăra câte o carte în fiecare lună și notam. Încă mai am notat pe prima pagină, cumpărată luna cu tare. <laughs> Deci din am banii din banii, da. Simțeam cumva că așa mi-aduc plus valoare. Am multe cărți bune de citit, nu le am Le ții așa acasă? Încă. Ai o bibliotecă? Da, încă cumpăr, dar n-apuc să le citesc, să le ah, termin, okay. știi? Da, da. Mama mea chiar îmi zicea zilele trecute, vezi că ai... Trebuie să facem curat printre cărți. Că... Și am zis, nu, nu, nu le arunci, le lași aici, lasă că vine și momentul lor. Bine, după jurnalism, ce a urmat? Ce, cum ai ajuns tu, până la urmă, în politică, în administrație, de fapt? Din uh, punctul ăsta al jurnalistului, m-am tot intersectat, sub o formă sau alta, cu mediul politic. Fie că am trecut apoi pe producție publicitară, am avut un, uh, o platformă online, uh, provincialu.ro, uh, și am avut și un ziar tipărit, m-am -am intersectat cu administrațiile, cărora le făceam la un moment dat și publicațiile uh, lor, știi, ca monitoarele oficiale, oh, da. uh, diverse pe partea da. de... Uh, și lucrând foarte îndeaproape cu primarii, văzând ce se întâmplă în anumite comune și cum se dezvoltă ele, vedeam că în satul meu nu se întâmplă aceleași lucruri. Și deși am avut o perioadă în care am fost plecată și pe la București, unde voiam să fac presă. Da, am sărit peste perioada asta. Da, să-ți povestesc. Da, da. să-ți povestesc și asta, Așa. Uh, cumva uh, de aici a plecat, știi, de la. Provocarea de a vedea dacă pot face și eu lucruri pentru comunitatea mea, pentru că făceam fel și fel de campanii medicale, din ziarul pe care îl aveam, și uh, campanii prin școli. Apoi, cu Radu Ciprian Pop, fiertat că de nu de multă vreme ne-a părăsit, că am cărat pe scările TVR-ului luni la rând am cărat cărți. Împreună cu Radio Timișoara făceam campanii și el îmi dădea lădițe cu cărți, le căram de la etajul 3, coboram, le duceam în școlile din județ. Așa am zis că am ajuns să mă transform într-o bibliotecă ambulantă, pentru că am cărat mii, mii de cărți prin, cu Provincialul și cu Radio Timișoara făceam această campanie Cartea la Țară. Hmm, foarte frumos. Da, da, da. deci de asta zic că da, cumva m-am împins foarte mult spre viața la țară și eu fiind oricum de acolo, a venit provocarea de a face administrație mai mult decât politică. Oricum ai zis că nu atingem foarte multe subiecte politice, mai bine. Bun, da. Deci asta ți-am răspuns la întrebare, dacă vrei să mă întorc un pic în timp și de să spun rog. de perioada în care eu cum ai ajuns tu la București? Cum am ajuns eu la București? Am ascultat la radio, era un anunț, școala de televiziune, Tudor cu Andreea Marin, Raluca Moianu, Teo Trandafir, toate, da, Predau da, da, acolo, da, da, da. Dan Negru, Febleța mea de-o viață, Andreea Marin, că cu ea am crescut, nu? Iuliana marciuc Posia și Gabriela Firea. Chiar era jurnalistă și povesteam și uh, prietenului meu cum îmi întorceam eu un în scaunel când eram micuță, unul mai mare pe post de pupitru și cu uh, diverse uh, instrumentele foloseam pe post de microfon și o imitam pe Iuliana Marciuc-Posea. Plăcea foarte tare. Apoi Andreea Marin. Că... Na. Și îmi doream foarte tare să o întâlnesc. Lucram pe atunci la o firmă de uh, marketing făceam campanii online pe marketing. Și am auzit anunțul ăla, chiar la lucru eram, am auzit anunțul și am zis că eu asta vreau. Vreau să plec la București, să încerc. Presă. C încă visam la a fi o interfață, știi, pe televizor. Toate fetele care termină. Toate fetele. Da. Ne un dorim de... la un moment dat să fim o Andrea An Marin. Andreea Marin, o, Andreea <laughs> sau, Esca, o... sau, sau, exact. Uh, și am zis gata, eu plec m-am dus acasă, le-am spus alor al mei ce gândesc, neavând o susținere financiară sau nu am venit dintr-o familie bogată care să spună, bine, fata mea, când de cât cât bani ai nevoie, iată și dute. Nu uh, N-am vrut să renunț la jobul de atunci, pentru că aveam nevoie de bani și atunci am ales să fac naveta la final de săptămână cu trenul la București. Nu cred. Ba, da, și am făcut-o. <laughs> deci, deci, e în fiecare posibil. săptămână? Plecam vineri mă scuteam cumva de la lucru, nu mai țin minte cum am scutit de la lucru, pentru că știu că le-am spus adevărul celor de la lucru după vreo două luni. Plecam vineri, nu, plecam joi noapte, ajungeam vineri dimineața, că era trenul de la 10 și ceva. Ajungeam vineri dimineața, aveam cursuri vineri și sâmbătă și duminică veneam înapoi. Duminică seara ajungeam luni la ora 9 și mergeam uneori direct la lucru. Deci a fost... Dar a fost un efort cu o răsplată extraordinară. N-aș putea să-ți spun acum că răsplata a venit financiar, că am câștigat bani sau că imediat am obținut un job pe care mi l-am dorit, pentru că n-am obținut jobul pe care mi l-am dorit, dar a fost o plăcere personală până la urmă. A f da, după trei luni, când deja nu mai puteam, eram, extra eram epuizat, am hotărât să renunț la job și să plec în București. M-am urcat în mașină și. n am renunțat la cursuri, da, să. Nu am renunțat la cursuri pentru că a fost atât de. Entuziasmată de tot ce vedeam să, și... da, experiența în sine, făceam de la montaj, treceam prin toate etapele pe care tu ca jurnalist aici nu acolo fiind plătit, un curs plătit, nu? Clar, treceai prin toate etapele, aveam uh, cursuri cu oameni de televiziune celebri. Era o încântare cu Teo Trandafiri care puțin cam dereglată ieși să ia, că a avut o perioadă atunci din spital, știi? Um, dar a fost o experiență, pe mine Bucureștiu m-am maturizat extrem de tare, am, am stat aproape 2 ani de zile. După ce am terminat de cursul, mult? da, am. 9 luni a durat cursul, deci port un copil, ori un curs cam, da? Am terminat cursul și am căutat, evident, uh, ei după curs ne ofereau o perioadă de o lună sau două, nu mai țin minte, uh, posibilitatea să facem practică în televiziuni precum realitatea, da. că era atunci, deodată și manice, channel, diverse. Deci erau câteva unde noi ne tot plimbam și făceam practică. Nu am reușit cu televiziunea și am ajuns în presa scrisă. E prea mult ca să-ți tot toți Și dar îți spun pe scurt, am ajuns în presa scrisă și recent am găsit un tablou pe care, din care eu mi-am decupat din ziare articolele pe care le scriam atunci un fanatic, era fanatic, iubitorii de fotbal știu. Uh, mi-am decupat articolele și le-am lipit pe un tablou să le țin minte și acum le-am găsit din 2013 deci mi trecut ceva vreme o perioadă frumoasă la București, dar nu ușoară am avut câteva dezamăgiri în presă până... da, toată lumea da, cred că le-am trăit, le-am da, avut da, le-am da, simțit da. am... Picat, ne-am ridicat. Da, da, da. da, da. Și nu. până la urmă uh, ai ajuns, te-ai întors? M-am întors, dar nu cu voia mea. Așa? Cumva, tatăl meu, ai mei, aveau atunci albine multe și își dorea el foarte tare să facă un, un curs de apicultor, să putem lua fonduri europene, pentru că să finanța, da. mă rog, o poveste, și tata tot insista. Dar vino, te rog, când vino acasă, nu-i prea plăcea lui ideea de a sta singură în București. Nu era deloc încântat. Și atunci cumva m-a convins să vin să fac acel curs ca noi să putem lua. Și am venit trei luni de zile, am fost studentă la agronomie și am devenit apicultor cu acte în regulă. Mai ai, <laughs> mai ai facultate, mai ai cursuri? Mai. Nu, da, nu. Așa? Fost, și asta o experiență faină, că până la urmă cu alături de tata scoteam faguri de miere, adică... Dar îți plăcea? Da, da, da mi-a plăcut. plăcut. Pentru că... Și pentru tata, evident, exact. că... Da, cum să nu, dar mi-a și plăcut scurta experiență N-aș fi făcut eu ceva în domeniul ăsta prea mult Și am rămas acasă După o lu trei luni de zile După București da. Ai da. rămas După acasă București am venit și am rămas N-am venit deloc cu gândul să rămân Adică eram convinsă că o să mă întorc Și nu m-am mai întors Nu mai știu care a fost exact Dar nu Ce ai am avut gândit o că depresie am fost foarte dezamăgită pentru că eu aveam o perioadă în care mi se promiseseră niște lucruri la Digi, o televiziune destul de cunoscută. Am făcut practică acolo, dădeam jurnale înregistrate, eram la un pas de a intra pe post și mi s-a spus de către directorul de producție de atunci că îi pare rău, după două luni în care eu făceam am chestia asta, aia, da? aia. că trebuie să învăț că viața nu este dreaptă. Și că îi se promisese locul meu Alt cuiva care avea Mai multe pile sau eu știu cum Mă rog A ajuns într-o Trebuia să fie în locul meu Da. Și a venit în locul meu altcineva și am plecat acasă Dezamăgită De Evident, evident Ok, ai ajuns acasă, ai făcut cursul. Am ai... ajuns acasă, am făcut și cursul și am rămas acasă. Mai departe ce s-a întâmplat? Mai departe a urmat partea asta cu uh, uh, producția publicitară de care îți povesteam. Da. Adică am decis să-mi fac o platformă online, să fac un ziar. Uh, să te-ai implicat în tot ce înseamnă Tot activ? pe partea de jurnalist. Că mi se părea că asta știu să fac și că asta vreau să fac. Nu m-am gândit niciodată, niciodată că voi face altceva. Aveam și oameni în jurul meu care m-au susținut. De fapt, nu, nu n am început automat uite, cu producția publică. M-am am, -am angajat la un ziar uh, regional aici. Am, am uitat acea perioadă. M-am angajat la un ziar regional, dar asta după ceva vreme, după ce venisem acasă, nu imediat, pentru că ți-am zis, eu nu eram convinsă că o să rămân. Adică îmi doream București, clar. Uh, și m-am angajat, am început să lucrez, apoi am renunțat și am luat-o pe cont propriu susținută Ce ai făcut și pe de familie propriu? această platformă online Acest și ți uh -huh, uh -huh. de care îți spuneam și de aici uh, ușor, ușor politică și administrație Bun, cum ai ajuns primar? Cu multă muncă <laughs> așa cu multă muncă și făcând uh, muncă și curaj anii? probabil și o asumare mm. Eu Uneori, nu știu dacă... cele mai bune lucruri din viața mea s-au întâmplat dintr-o semi-inconștiință, dacă pot să spun așa. Oh, okay. da? Nu le judeci așa, că e, nici măcar nu știi din partea cealaltă a cortinei, ca să zic așa, cu ce să mănâncă această meserie. Exact. Și cred că ar fi extrem de benefic ca atât consilierii locali, cât și cei care vor să urmeze o carieră în administrație, să fie pregătiți sub o formă sau alta în sensul ăsta. Pentru că egal din ce domeniu vii, ajungi și intri într-o meserie, că practic e o meserie, da. în care trebuie să știi de toate sau din toate câte puțin. Tu gândește-te că eu venind din jurnalism, nu am avut, ideea cum dar se știu întâmplă lucrurile adică nu, adică nu procedural nu ce înseamnă birocrația asta de care toată lumea vorbește exact. și auzim ne omoară birocratia păi chiar ne omoară acte, dosare, da. proiecte, buget și fix. din ce se vede de fapt în spate e foarte foarte multă muncă și oamenii la stat chiar nu stau decât cei care doar vor să facă asta intenționat, dar dacă ești acolo, determinat să faci treabă, nu prea ai timp de stat. Și programul nu se termină la ora 16. Nu se termină la, la 4 nu, și nu, nu, nu avem și nu. nici zile scurte. și. Da. Da. Bun. Provocator. Da, Foarte provocatoare funcția de primar. Cu atât mai mult dacă ești și femeie, că e iarăși chestiunea asta că ești în lumea bărbaților. Ești în lumea bărbaților. Da, Cum, da, e doar o concepție că nu e lumea lor. <laughs> nu e lumea lor, nu e nici lumea femeilor, nici lumea bărbaților. Trebuie să fie un echilibru. Eu am spus-o mereu. Am intrat într-o primărie de femei. În afară de viceprimar, angajatele din primărie erau doar femei și sunt în continuare. Mai avem un, un, un domn secretar. Și bărății. nu ai făcut tu asta, nu? Nu ai dat afară toți bărbații și nu ai angajat dai afară doar femei. pe nimeni? Nu, nu, că nu merge așa, nu? Așa? Intri și puși din degete și pleacă lumea, nu. Trebuie să lucrezi cu oamenii pe care îi găsești acolo, deci nu prea poți să să-ți schimbi decât dacă ești alt gen de persoană și vrei tu să. Dar sunt funcționari publici cu drepturile lor, oameni care lucrează poate de când s-a înființat primăria, pentru că primăria Comunei Otelec este o primărie relativ tânără, în 2008 s-a desprins de Uivar și a devenit comună de sine stătătoare, deși în istorie cumva ea chiar a mai fost. Sunt două sate Johannesfeld sat Șvăbesc pe vremuri a fost Și astăzi nu mai avem Și cu Foarte interesant că sunt extrem de diferite Cele două sate În care avem etnia maghiară majoritară Și deși sunt fegete, Nu sunt unguroaică Bun, ai, da. ajuns, ai ajuns În fața Ușii De la primărie Da, uite Din Prima zi în care am depus jurământul, am depus jurământul la o zi după ziua mea. Ziua mea a fost în 18 noiembrie, iar eu în 19 am depus jurământul. Și încă din prima zi, în când am intrat în birou, nu o să uit niciodată, fetele m-au așteptat extrem de drăguț. Aveam un tort pe birou și un buchet de flori din partea fetelor și mesajul, nu mai țin minte, trebuie să mă uit pe, pe poze, Bine ați venit! Deci ele își doreau foarte tare ca eu să lucrez alături de ele, lucru care se vede și astăzi pentru că am închegat o echipă foarte frumoasă și le mulțumesc că sunt dedicate. Și uneori când mai uităm fiecare că mai deraiem puțin și ne pierdem interesul, ne aducem aminte de ce suntem aici. Cum a fost prima zi? După toate emoții, ai închis ușa, ai plâns? N-ai plâns? No, Ce-ai făcut? Nu, 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 nu. Cred că de la internat n-am mai plâns. N-am mai plâns. Uh, M-am organizat puțin, am discutat, cred că, cu fiecare sau am adunat uh, fetele la mine într-o ședință. Într ședință să ne cunoaștem și apoi am început treptat, treptat să cer informații, să văd în ce... Uh, tot adunam tot felul de... Dar nu ți-a fost Hârtii greu? Din... Nu ți -a fost... Ba da, în primele trei uh, luni a fost greuț. Apoi am mai început să mă obișnuiesc. Primul an, dacă e să o luăm per total, a fost destul de greuț așa până... Ai Am învățat -a mult... așa. lucrurile cum sunt de fapt. Oricum te surprinde foarte tare administrația de la o zi la alta, pentru că se schimbă întotdeauna câte ceva. Și de la legi trebuie să fii foarte bine acoperit juridic, contabilitate, agricultură, construcții, taxe și impozite. Adică ai câte un, da? Deci pe fiecare felie tu trebuie să fii acolo um, atent și să știi ce decizii să iei și oamenii vin zilnic și vor ceva și um, unii sunt nemulțumiți, unii mulțumiți. Asta e nu poți să mulțumești pe toată lumea. Aici înveți și chiar am spus că învăț lecția toleranței. Pentru că dacă, evident, când vine cineva și tu știi că ai intenții bune și cumva primești mai multe palme decât... Da, um, se creează și un fel de frustrare sau nu-ți spică tocmai bine că suntem oameni. Dar uh, tolerezi, mergi mai departe, Scușnești continui, din da, continui. <laughs> Trebuie. <laughs> Pentru că ceea ce ne propunem noi sau proiectele pe care ni le propunem, din momentul în care îl scrii sau îl gândești sau îți-l dorești, până când el de fapt se pune în practică, se implementează sau devine realitate, te mănâncă Sfinții. Da, ca să exact. zic așa. Deci durează și atunci te înarmezi cu multă, multă răbdare, doar că trebuie să duci lupta pe două fronturi. Odată cu tine să te înarmezi cu răbdare și odată să încerci să le explici oamenilor de ce lucrurile nu se întâmplă. Așa cum își doresc atât de repede de pe azi pe mâine. În cazul meu, ei și-ar fi dorit ca schimbarea să vină, dacă se putea, înainte ca să ajung eu la birou, știți Adică, da. da, asta e. Da, am învățat. Au trecut Aproape trei ani, deci încă nu am trei ani. În noiembrie voi face trei ani de zile de administrație. Și poți să spui astăzi că, nu știu, cunoști tot ce se întâmplă acolo, tot ce mișcă, știi tot absolut? Sau A, mai ai de învățat? Întotdeauna ai de învățat și de asta zic că e ca un nisip mișcător pentru că se schimbă legi, se schimbă proceduri, se schimbă. Noi încercăm să ținem pasul, dar nu poți să ții pasul întotdeauna cu absolut tot ce se întâmplă. Uh, nu, nu pot să spun că știu tot. Mai am mult de învățat. Mai am mult. A fost vreun moment în care ai zis că renunți? Nu, dar a fost un moment în care m-am întrebat oare ce caut eu aici. <gângătă> nu, să renunț cu adevărat, nu. Care a fost momentul acela? Uh, prima problemă de care m-am lovit și mi se părea că nu pot să o rezolv și mi se părea că sunt. Uh, nu înțelegeam de ce nu sunt capabilă să găsesc rezolvarea la acea problemă a fost problema câinilor mai danezi foarte multe primării încă ne lovim de acest lucru chiar astăzi la fel am primit din partea oamenilor că au apărut câini apar, nu știu de unde Dumnezeu apar dar ei tot apar și în momentul în care eu am intrat în primărie, aveam deja o gașcă de vreo 15 câini mari care frecvent urlau pe grădini, în parc, copiii erau tot timpul, mă rog, mergeau cu frică prin parcuri. Ca orice bun gospodar, nu, trebuia legal să încheie un contract cu o firmă de carisaj care să vină să se ocupe de problemă. Foarte simplu până aici. Am zis, a, e primul lucru pe care îl fac. Doar că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Prima firmă a reușit să captureze foarte puțini doi sau trei câini pentru că era imposibil de capturat având în vedere că ei fugeau pe grădini. nu puteai să-i prinzi, da. efectiv nu puteai da. să-i prinzi. Am renunțat la primii, am încercat cu cei cea de a doua variantă, nici așa nu s-a soluționat problema că nimeni nu reușea să prindă câinii. Nu mai aveau dreptul legal de a-i împușca cu tranquilizant. Da. Și atunci doar al fugind după ei să-i prins ca, nu merge. Și nu am reușit asta. Și trecea o lună, treceau două luni, treceau trei luni în care eu tot urlam, haideți, prindeți câini, nimeni nimic, n-aveai altă soluție legală decât așa, adică n-ai ce să faci, trebuie prins dus la un adăpost. Nu am reușit sub nicio formă și atunci eram, îi auzeam și eu noaptea, dormeam acasă, dormeam cu geamul deschis și auzeam cum mergeau pe grădini lătrau la modul, oamenii plecau la ora 4 la lucru, pentru că mai lucrează în schimburi, nu cum... Și, și... cum ai rezolvat până la urmă? Până la urmă am făcut un anunț de disperare pe o rețea de socializare în care am apelat la iubitorii de animale și așa o doamnă și un domn cu suflet mare de la o, o asociație au venit din Taman, din Sănicolau Nicolau Mare, cred, nu mai țin minte, cu cuști capcană și au stat la 30 de grade, toată ziua de dimineața până seara, până au reușit, au reușit să captureze câinii pe care ei au dus, ei au îngrijit, ei au... Mă rog, ca să nu mai spun că, de fapt, aceste firme pe care le contractez legal, da, le contractez, aveau și niște sume din astea exorbitante. Captura unui câine astăzi este 1.400 de lei. Nu cred. Ba, da. Dacă tu capturezi și ai 10 da, face socoteala dintr-un buget al unei primării să dai atâția bani, e strigător la cer. Dar, discutând și toți am ridicat această problemă la Consiliul Județean, sa, se pare că se vor lua măsuri și s-a căutat soluții de a crea câteva adăposturi cheie în care câinii să fie capturați și cu costuri mult mai mici să fie duși acolo. Deci, cumva, Strigătul nostru a fost auzit, așa că mulțumim! Asta e, asta... Așteptăm să fie implementată și dusă la bun sfârșit și această, acest proiect. Asta e o problemă și care am mai care e cealaltă da. problemă? Uh, Sau care. Sunt atât de multe, uite, una de care m-am lovit și încă nu s-a rezolvat, dar măcar noi ne-am dus proiectul la bun sfârșit, a fost obținerea de avize din partea agenției de mediu. Uh, aveam bani ieșise în public să spun că o mare greșeală vom, în două săptămâni vom începe să turnăm asfalt pentru că eu deja am da. documentația, documentația, asta am spus-o cred că peste tot unde am fost uh, și conform documentației depuse la mediu cumva în două săptămâni trebuia să am și avisul de la mediu să pot să torn asfalt fiind arie protejată natura 2000, având vânturelul de seară, o pasăre rară protejată N-am primit avizul de mediu și am intrat pe proceduri care au durat 9 luni de zile. Deci, puteam, încă o dată, să fac un copil în timp ce eu așteptam avizul de la mediu. Mare greșeală. Da. Evident, oamenii au spus, Doamna primară, a exact, zis că vom exact. avea asfalt, păi ce? Păi, îți dai seama, nu? Și stai și explică-le. Păi știți, noi am depus, dar uitați, mediu nu, ne cer completări și ară completări. Și... Am simțit atunci. Deci, am fost atât de furioasă încât am mers la domnul director și l-am amenințat. Am zis, vin cu presa! <gângânt> o să vin cu presa, o să vedeți, nu plec de aici până nu-mi dați avizul. Până... Domnul director din acele. acea perioadă era capa sfințită că nu putea să facă nici bine, nici rău. El A mai doria, dar și... nu putea. Adică... Cum Așa ajut? că am stat. Și am așteptat, și într-un final. După Dar un... ți-ai învățat lecția. Nu mai uh, dai declarații -am, înainte da. de. Bă, știi, uite, o vorbă pe care tata mi-o spunea întotdeauna de mică: Gândește-te înainte de două ori. Înainte să spui ceva, gândește-te de două ori. Încă n-am învățat lucrul ăsta. Am ajuns la 35 de ani și n-am învățat asta. Spun ce am în minte, sunt mai explozivă. Dar nu tot timpul, depinde de situație. Că sunt mai pătimașă de fel așa, știi? Și pun totul la suflet. Asta trebuie să învăț eu să mă... Îți spun eu după aia o vorbă moldovenească cu pusul la suflet, dar nu aici. <laughs> Bun. spune cum te-a ajutat experiența jurnalistică în, în profesia de astăzi. Cred în administrație. că administrație, partea de um, comunicare, sigur. Da, de a sta de vorbă cu omul și de a l asculta, pentru că în campanie asta am făcut alături de mama mea, adică ea m-a însoțit pe străzi fără oprire. Mergeam și vorbeam cu oamenii din casă în casă sau, mă rog, se strângeau la colț de stradă, povesteam, că ei și evident că cumva dar ăsta de a vorbi mult. <laughs> sau de a asculta, ca și jurnalist, trebuie da. să și asculți, nu? Și de a transforma informația atunci când trebuie cum trebuie, cred că m-a ajutat. Cum se uitau bărbații la tine, tu fiind doamna primar? Cred că la început în încrezători. Pentru că țin minte prima ședință de Consiliu Local în care ne-am adunat în Cămin și eram cu toții consilierii, mai mulți bărbați decât femei, mă uitam așa, vedeam, simțeam că e un soi de neîncredere pe sistemul, adică cine e și fata asta și ce vrea ea să ne, ne spune a nouă ce să facem, știi, cumva așa da. a fost interpretat. Pentru că și eu, mă rog, intrasem cu abordare, cumva încerci, fiind femeie și da, nu pot să zic chiar tânără, dar nici, încerci cumva să vrei să te impui. A fost poate greșit cumva, cred că trebuie să asculți și să vezi cum e situația și apoi să vezi cum abordezi situația. Dar cred că cu neîncredere, însă lucrurile s-au schimbat și asta e bine astăzi, că cred că oamenii au început să prindă încredere și să vadă că îi mă zbat să fac ceva. Dar să știi că, pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc la procentul de voturi pe care l am adunat, având sau fiind în total nouă contracandidați, cumva mi-au și dat o șansă și le mulțumesc pentru că chiar au avut de unde alege și au avut opțiuni. Au avut bărbați, au avut și alte femei, am avut contracandidată, am avut și uh, foști primari cu experiență, ambii au candidat uh, oameni mai în vârstă. Dar uh, am primit votul de încredere și cred că nu vor regreta. Nu cred că am făcut până acum să regrete că, că am ales opțiunea asta. Cum arată o zi din viața ta? Uh, Cap-coadă? Știu cum arată mașina cu... ta, într-adevăr. <laughs> Știu. Că este și cu haine, și cu pantofi, și cu acte, da. și cu dosare. Și da, cu... Da, da, da. Dar cum arată o zi din viața ta? Uh, uite, exact așa cum arată cu și mașina. mașina. da. mașina. Uh, Aveam o perioadă în care începea, începeam ziua foarte devreme și îmi plăcea să fiu acolo prima și să văd tot ce se întâmplă. Acum, angrenându mă în foarte multe proiecte, cumva nu mai pot să fiu tot timpul acolo. Evident, tu ca primar trebuie să alergi și să mergi după bani și să rezolvi alte lucruri care nu se rezolvă de la birou. Ziua mea începe când sunt în primărie, întotdeauna acolo cu. Cu ședințe? Cu, cu ședințe, um, cu. Div acum mai ușor, pentru că am început să ne organizăm puțin altfel, cu viceprimarul, care viceprimarul dă pe direcția lui directivele lui, eu pe direcția mea directivele mele. Um, nu, chiar ședințe în fiecare zi. Nu e cazul, fiind o primărie mică lucrurile sunt diferite față de un aparat administrativ foarte mare unde se fac note interne sau... La noi e foarte simplu că ne auzim uh, din birou pe coridor. ușa este mereu deschisă. Uh, oricine vrea să vină e binevenit. Nu Puc. țin acel program de audiențe că doar miercuria se vine când e program. Nu. Ușa e deschisă cine vrea poate să vină. Poate să vină, se vine, poate da, să-ți povestească, da. poate da. să da, se plângă da, de da, vecini da, și dar de... Am și cazuri și, și da da, nu sunt doar iubită, eu sunt conștientă de lucrurile ăsta, adică oamenii nu te plac întotdeauna, ei bă, mă și afectează, da? da da am zile în care nu îmi pică bine întotdeauna, depinde dar înveți să lași la o parte sau te chinui să înveți să lași la o parte ca să poți să faci lucrurile bune pe care ți le-ai propus că altfel altfel fugi <laughs> Cum te relaxezi? Cum te detașezi de toate problemele astea? Acum mă ajută partenerul meu de viață, ca să zic așa. Înainte îmi doream să stau acasă pe canapea și să nu mai fac nimic. Eram mult prea ancorată. În toate problemele Adică le duceam acasă, dormeam cu ele, mă trezeam cu ele Sunt și genul ăsta de om Care dacă am ceva în minte Ești Nu, implicată mă, 100 nu și pot să-mi scot din minte Până când nu rezolv problema Învăț un pic să le mai las deoparte da. Ce evenimente frumoase avem în weekendul acesta? Uh, avem un eveniment foarte frumos La prima ediție și vă invit La picnic în pustă Așa se numește el Încercăm să aducem producătorii locali cu tot ce au ei mai bun și mai gustos și mai frumos de prezentat oamenilor care sunt curioși despre ce înseamnă viața la țară. Și o să avem o, com o componentă gastronomică importantă și vorbeam aici de etnia maghiară, um, cu atât mai mult cu cât vom încerca un meniu, uh, cum se mânca pe vremuri. Șvapii făceau foarte mult su uh, supă de porumbel, nu știu dacă ai mâncat. Nu Dacă nu, mâncat. oricum te aștept sâmbătă să guști. Uh, supa de porumbel se întâmpla și se mânca frecvent în Banat, nu știu dacă și în alte părți. O să avem curtoșcola și gula și, O să fie și, și un concert, nu? Uh, da, și partea culturală, administrativă care va începe... Uh, administrativă, vezi? Cultural-artistică. Uh, V-am rămas cu administrația în minte. Uh, va începe în a doua parte a zilei. În prima parte, curioșii de la Timișoara care vor dori să vină pot face și un tur ghidat și ateliere dezugrăvit, cum se zugrăvia pe vremuri cu ceva roluri, nu știu dacă ați prins voi, sau cu șosete sau pulovere chiar se rupeau, se îmbibau în var și se uh, trosneau pereții la propriu adică vezi, e și un uh, exercițiu bun de, um, am văzut că la americani se practică, să intră în camere și se sparg se obiecte, spare, exact, He, aici exact. dacă vrei îți, uh, uh, poți să înveți să zugrăvești ca pe vremuri vor fi tururi ghidate, vom ajunge la punctul muzeal, se poate merge cu tractorașul în localitatea vecină, iar acel concert de muzică populară și dansuri populare, atât dansuri de pustă cât și etnia maghiară vor avea dansurile și sceneta lor. Așa că vă aștept sâmbătă și duminică să vedeți ce înseamnă cu adevărat picnic în pustă. Dar cum se uită oamenii din comună la astfel de evenimente? Sunt deschiși? Sau? Cred că e și pentru ei o noutate. Sunt implicați cu toții în acest eveniment și asta mă bucură pentru că ei, producătorii locali de brânz, brânză, lapte, miere, usturoiul de banat îl avem acolo și dacă vreți usturoi din zona noastră veniți să cumpărați de la noi. Vor fi prăjituri de ale locului, rigoyonci e o prăjitură specifică. Ei sunt implicați, vom avea foarte mulți fermieri din sat implicați în acest proiect și asta mă bucură că de fapt Asta trebuie să înțeleagă că acest proiect este mai mult pentru a ne promova și pentru ei. Exact. Și până la urmă vin și turiști, mai vin, mi se fi, și capitale culturală va, anul acesta. Da, va fi deschisă și va fi deschis punctul de trecere al frontierei și vin bicicliștii care trec sau vin dinspre Serbia, în spre Timișoara și vom încerca să-i ghidăm spre uh, punctul unde se va întâmpla evenimentul, mai ales că este foarte aproape de pista de bicicletă, deci doar treci, pozul, Podul, treci bega și, și imediat pot... ajungi în uh, amfiteatrul de baloți. Vom avea un adevărat amfiteatru de baloți de paie. Deci, practic, poți, în traseul lor, să se oprească, să mănânce, să da. se odihnească și să-și continue mai departe. Exact. Foarte frumos. Este la prima ediție. Da. Tu ai vrea să o continui și anul viitor? Bănuiesc, uh, da, sau... este uh, o, un eveniment cu... Uh, Organizat împreună cu Asociația Mai Banat. Îi mulțumesc de ei, Barbu, pentru că este un om extrem de creativ care reușește întotdeauna să facă lucruri extraordinare. Și împreună, cofinanțat de Consiliul Județean, desigur, deci ne dorim ca și la anul să avem susținerea Consiliului Județean Timiș, să putem lua bănuți, pentru că. Sunt puțin, dar da. din puținul pe care l-am primit am încercat să încropim ceva, sper să fie frumos. Vă așteaptă hamac, poți să stai pe balotul de paie să mănânci slă slănină cu roșii, cu brânză, cu ceapă, cu. ca la țară. Care sunt proiectele care vin, care urmează, pe care ai vrea tu să le implementezi? Eu visez în continuare și a fost prima dorință drumuri, asfalt. Am aplicat pe, acest, pe, pe o finanțare, dar nu am primit finanțarea din păcate, am primit-o pe canalizare și așa că o să începem cu canalizarea, lucrăm la documentație acum. E foarte importantă infrastructura ca să poți să faci evenimente prin care să aduci de fapt oamenii la tine în comunitate, în primul rând îți trebuie infrastructură. Noi nu ignorăm nici ce se întâmplă pe alte uh, linii de finanțare, drept dovadă că am aplicat pe proiecte transfrontaliere, avem două deja depuse, la unul am și primit uh, zilele trecute câteva completări, asta e un semn bun pentru noi, că înseamnă că se analizează proiectul și probabil vom primi finanțare. Um, avem aproape toate arile acoperite, cumva am depus uh, extinderea localității printr-un puz, uh, unde vrem să dăm terenuri tinerilor și ne luptăm. Am, am obținut finanțare prin PNRR. Um, avem dotarea de uh, școli, pe mobilier l-am câștigat proiectul, așteptăm să-l implementăm. N-am neglijat școlile, n-am neglijat bisericile. Acum uh, suntem în faza de uh, reabilitare, reparații cămine culturale, pentru că oamenii își țin evenimentele acolo, un botez, uh, o, o zi de naștere și ele erau într-un stadiu de degradare avansat, ca să fie o drăguță. Um, sunt multe, dar haideți să începem cu canalizarea. Și drumurile, dacă reușesc asta în mandatul viitor, eu sunt mulțumit. Cum te vezi peste 10 ani? 35, ai zis că ai? Da. Cu, cu 10 ani mai în <laughs> Dar unde? Tot acolo? Tot la primărie? Sigur. Tot făcând treabă pentru comunitatea mea dintr-un dintr punct sau altul, cu siguranță, tot sprijinindu-mi comunitatea. Ai un vis? Am mai multe. Unul, spune l unul. Unul? Da. La ce visezi? Ce-ți dorești? Mm, personal sau profesional? spune și și. <laughs> da, cum mă tot mai întreba <laughs> de personal, spune și personal. Pai uh, că încep cu profesional, Așa. da? Profesional, uh, pot să-l numesc. Hai să nu numesc vis, să zic dorință. Da. Dorința de a-mi uh, asfalta localitățile. Profesional, da. Da, și personal. <laughs> Și personal, um, uh, m ai mai plăcat la întrebarea asta. Adică cumva aș spune, dar nici n-aș spune. Trebuie musai să zic? Nu! Da, nu zic. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult și poate data viitoare, nu-mi zici, dar aflu eu. Uh, da mă mai gândesc. Mai vorbim mai pe vorbim. subiectul ăsta. Bine, uite, las așa un punct de deschidere pentru ediția următoare. Da? Îți mulțumesc foarte mult. Și, eu mulțumesc. și mai spunem o dată, un weekend, sâmbătă și duminică, de la ora... Sâmbătă și duminică, picnic în pusta Banatului, de la ora 11 până seara, vă aștept cu mâncare bună, să petrecem, să ne distrăm și să ne simțim, să simțim cu adevărat viața la țară într-un mediu, zic eu, de poveste. Îți mulțumesc foarte mult și succes! Mulțumesc! A fost o petrend. Eu sunt Laura Vieru și vă doresc o seară minut. not